Numărul elevilor înscriși în învățământul profesional crește de la un an la altul. La nivelul județului Alba, dacă în 2014 erau 24 de clase profesionale, anul acesta sunt cu 5 clase mai mult. Dezvoltarea acestui sistem de învățământ profesional și tehnic din România este foarte important, că se pune accentul pentru a optimiza ceea ce înseamnă cooperarea cu mediul economic și profesionalizarea elevilor pe ceea ce cer agenții economici. În anul școlar 2015-2016, numărul de clase la învățământul profesional a crescut de la 24 de clase în anul școlar precedent la 29. Asta înseamnă că a fost un număr de 631 de elevi, iar începând cu acest an școlar avem un număr de 698 de elevi pe învățământul profesional pe diferite specializări. Este un lucru important. În județul Alba acum avem 1230 de elevi, clasa 9, a 10-a și clasa a 11-a, avem stagii de practică cu 30 de elevi. Comparând cu anul școlar precedent, numărul de clase și de elevi a crescut. Situația este îmbucurătoare și la nivel național. Dacă în anul școlar 2012-2013 erau 12.000 de elevi în învățământul profesional, anul școlar trecut numărul acestora a fost de 47.600, iar pentru anul școlar curent este estimat un număr suplimentar cu circa 20.000 de elevi care intră în învățământul profesional. Prin reconfigurarea traseelor de pregătire în învățământul profesional și consolidarea parteneriatelor cu mediul economic, numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a crescut considerabil în ultimul an școlar, ceea ce este un lucru extrem de îmbucurător, a spus ministrul Educației Sorin Câmpeanu, citat de presa națională. Dezvoltarea sistemului de învățământ profesional va aduce în România meseriași mai bine pregătiți.